McGregor a primit o suspendare medicală doar până în luna august, dar medicii i-au transmis irlandezului să stea departe de cușcă în următorul an. Astfel, luptătorul irlandez ar putea reveni la antrenamente după 25 august, dar nu va putea intra în ring într-un meci oficial. Asta după ce a suferit în urmă cu câteva zile o accidentare teribilă de coșmar în timpul primei runde. În meciul cu Dustin Poirier, McGregor a încercat să-i aplice americanului o lovitură de picior. Acesta a blocat foarte bine tentativa irlandezului și a provocat acestuia o fisură la nivelul tibiei. Din cauza adrenalinei din timpul meciului, McGregor nu a realizat acest lucru, iar spre finalul rundei a făcut un pas în spate, moment în care piciorul i-a cedat și s-a prăbușit la pământ în țipete de durere. McGregor a fost supus luni unei operații și va petrece următoarele 6 săptămâni în cârje. Chiar dacă a avut parte de o accidentare îngrozitoare, luptătorul din Irlanda e încrezător că poate reveni mai puternic decât oricând. El a declarat că am ieșit din sala de operații, iar totul a decurs conform planului. Mă simt foarte bine, voi fi 6 săptămâni în cârje, iar apoi voi începe să reconstruiesc. Mulțumesc tuturor fanilor din întreaga lume pentru mesajele de susținere. Unul dintre cei care s-a bucurat de eșecul lui McGregor a fost fostul adversar al irlandezului Floyd Mayweather, care a pariat chiar pe victoria lui Poirier. Mayweather a făcut public biletul pe care l-a câștigat după meciul de MMA dintre Conor McGregor și Dustin Poirier, alături de textul "Mulțumesc că m-ați plătit". Mayweather a pariat 50.000 de euro pe Dustin și a avut câștig de cauză. Cu o cotă de 1,4, Poirier era favorit să câștige. Suma totală cu care Mayweather a plecat acasă a fost de peste 85.000 de dolari, adică un câștig net de 35.000. De altfel, McGregor e o fostă victimă a lui Floyd Mayweather. Americanul l-a învins pe irlandez prin knockout la 28 august 2017, iar acela a fost ultimul meci profesionist din cariera lui Mayweather. Chiar dacă s-a retras, Mayweather continuă să facă bani din nimic, iar pariurile îl pasionează de mult. La un moment dat, în toamna anului trecut, Floyd a pariat o sumă foarte mare, 200.000 de dolari pe un meci din NFL și a câștigat aproape dublu. Mayweather s-a retras oficial în 2017 după meciul cu McGregor, cu o avere care depășește 700 de milioane de euro după ce la un moment dat a sărit de un miliard.